Și analiști calitativi. Scuzați-mă că vă întrerup, știrile se aglomerează. Da, se spune în momentul de față că deja ați fost votat în CEX vicepremier. Aflu de la dumneavoastră această informație. Deci nu știți, nu puteți să confirmați acest lucru. N-am astfel de informații. Da, puteți verifica pe telefon dacă cumva ați primit o astfel de informație? Putem verifica și să pe nu telefon. Fie cu eu aștept o comunicare oficială, pentru că în lumea mass media și a politicii multe apar. Sunt două surse în momentul de față, două instituții media care vorbesc odată despre faptul că numele noastre vehiculat și altcineva spune că deja ați fost votat, dar eu am totuși șansa de a vă avea aici și de a vă întreba direct. Dacă aveam o informație certă, v-aș fi spus direct noi, și noi am verificat din multe surse, iar sursele noastre spun că ați fost votat vicepremier. Bun. Felicitări. Avem o știre directă. Avem o știre practic în direct, un breaking news în direct. Titus Corlățean, vicepremier, nu putem dezvălui în ce zonă. E o zonă de externă, e o zonă de... Păi cine v-a pus să vă ziți acum? Asta e, trebuie să general, cred că, ca principiu... Poate pe locul doamnei Birceal nu e chestiune persoană, deci nu știu. Dar ca principiu, am spus întotdeauna, oamenii trebuie puși acolo unde au domeniul de competență relevant. Și nu numiri sunteți politice... Sunteți profesor universitar de drept internațional? Da. Sunteți diplomat? Da. Deci... Dar a rămas, că pleacă, nu i-a intrat la remaniere, pleacă Viorel Ștefan sau așa ceva îl cheamă, pleacă la Curtea de Conturi Europeană. Era portofoliu economic. Și el e viceprim-ministru. Da, de viceprim-ministru oricum se vacantează. Doamna Birceal e vehiculată ca ministru al justiției, dânsa era vicepremier pentru partenerii strategici și atunci poate că acesta...